De ce crocodilul nu mănâncă aceste păsări? Pentru că trebuie să se adreseze la ele după ajutor. El nu poate să ajungă la dinții săi și să-și curețe singur. Unicile care nu au nevoie de ajutorul cuiva sunt probabil că furnicile. Ele pot totul. Ele au inventat profesii, au stăpânit agricultura, economia, arta construcției și a războiului. Nu ajută nimănui și lucrează doar în folosul coloniei. Dar există creaturi care pot să-și supună furnicile și inteligența lor este egală cu cea a omului. Inteligența corvidelor, adică a corbilor, ciorilor, într-adevăr seamănă cu cea a omului. Oamenii chiar au reușit să o măsoare. Desigur că păsările nu au trecut un test IQ pentru om, ar fi fost super straniu. Dar pentru cioara de Noua Caledonia au fost dezvoltate niște materiale speciale. În timpul experimentului s-a dovedit că ciorile înțeleg cum fizica cea mai simplă poate să le ajute să rezolve o sarcină. Prin urmare, inteligența ciorilor a fost apreciată la nivelul unui copil de 7 ani și este un indicator într-adevăr destul de bun. Mai ales pentru un animal care nu este primat. Știți bine că primatele sunt mereu înainte când merge vorba despre asta. Dar când vorbim despre experimentele în laboratoare, mereu apar îndoieli. Oare sunt ciorile chiar atât de deștepte sau au fost instruite de oamenii de știință? Ca pentru că apoi să anunțe despre marea descoperire. Cum n-ar fi, îndoiala dispare când vedem de ce sunt capabile corvidele în condiții naturale. De exemplu, această cioară. Ea stă pe un robinet pentru că probabil vrea să bea, dar e o pasăre, iar o pasăre nu poate pur și simplu să ia și să... Stop! Cum adică? Cioara tocmai a luat și a întors supapa? Nu-mi vine să cred! Ea chiar a deschis robinetul să bea. Și se comportă așa de parcă nimic straniu nu s-a întâmplat. În general, comportamentul corvidelor este atât de straniu și atât de genial că nu se așează în cap. Să-mi spuneți care om teafăr s-ar băga în furnicare și le-ar permite furnicilor să alerge pe corpul său. Ciorile asta și fac. Își expun insectelor penele și picioarele sale, permițându-le zecilor de furnici să alerge din colo în coa. Treaba e că această baie de furnici le permite păsărilor să se curețe, în special să scape de bacterii și alți paraziți, care se găsesc în pene. Pe unii, furnicile chiar pot să-i mănânce, nebănuind că lucrează pentru ciori gratuit. Alții pot să moară din cauza expunerii la acidul furnicilor. Plus că acest balzam al furnicilor poate ajuta la calmarea iritației, 100% bio și natural. În lumea animală este ceva normal. Baia în furnicar se întâlnește rar, dar păsările totuși recurg la ea, când baia normală sau ciocul nu sunt suficiente. Imaginați-vă șocul ciorii care a căzut într-un furnicar pentru prima dată și și-a dat seama că de fapt e foarte plăcut. Dar haideți să lăsăm furnicile în pace. Corvidele au avut mult timp să folosească caracteristicile lumii animale pentru propriile scopuri. Dar cum rămâne cu folosirea omului? Adică nu chiar a persoanei în sine, ci doar a instrumentelor lui. Stați un pic, nu vine să cred ce e ce văd. Cioara a văzut o undiță lăsată de om. S-a gândit că la celălalt capăt trebuie să fie un pește și chiar l-a scos. Ea sigur înțelegea cum funcționează ața. Când am arătat acest video unei prietene, m-am așteptat să fie impresionată, însă ea mi-a pus acest video ca răspuns. La prima vedere pare că ciorile cigulesc gheața pentru a bea apă și ele într-adevăr fac asta din cauza frigului când nu au de unde să ia apă. Nimic ciudat și parcă se pare că una dintre ele chiar a rugumat gheața, dar într-un moment dat o cioară scoate un pește. A făcut o gaură în gheață și cumva a ghicit că peștele va fi chiar acolo. Și a doua cioară? Cum așa? E un lac sau o conservă de pește? Hei! Se pare că corvidele învață să valorifice tot ce le înconjoară. Furnici, lacuri, undițe, oameni și nu vorbesc despre cerșit și despre gustările furate din mâinile turiștilor căscați. La turiști ne vom întoarce un pic mai târziu, iar până atunci, London Tower.
Pe teritoriul lui locuiesc 6 ciori. Se consideră că tradițional acestea protejează coroana prin prezența lor și în general sunt simbolul cetății. De ele au grijă și păsările înțeleg asta. Odată una dintre ciorile centenare a decedat. Din cauza asta, normal că s-a început o nebunie totală. O mulțime de oameni au venit, fotografiau totul și asta a observat altă cioară și s-a prefăcut moartă. Actoria ei era atât de convingătoare că îngrijitorul lor a văzut pasărea moartă și a ridicat-o. În acel moment, cioara l-a mușcat pe bărbat de deget și a izbucnit într-un râs cioresc și zgomotos. Spuneți-mi de ce a făcut-o? Se pare că special pentru distracție. Dar nu toate corvidele au aceleași scopuri. Acestea sunt coțofanele, rudele ciorilor și toți se prefac moarte. Doar că tânăra coțofană care stă culcată pe iarbă, pur și simplu nu vrea să zboare acasă cu părinții. Uitați-vă la ea, nici de cum nu vrea. Arată așa de parcă părinții își trezesc copilul dimineața la școală. Știți momentul ăla? Când vă rugați să vă lase să dormiți încă 5 minute, iar în momentul ăsta cineva vă trage de picior. Sau era o prezentare teatrală în fața turiștilor. Cum a înțeles că pe alături sunt turiști? Ușor, corvidele pot să distingă limbile umane. Atâta timp cât noi studiem păsările, păsările se pare că ne studiază pe noi în răspuns. În anul 2020, într-o universitate privată din Japonia, a fost făcut un experiment. În timpul căruia ciorilor li se puneau înregistrări în diferite limbi și interesul lor imediat creștea. Dar de ce? Nu pot ciorile pur și simplu să se simtă atrase de neobișnuit fără a urmări niște obiective. Ele au învățat să profite chiar și de turiști. Spre deosebire de localnici, ei sunt dispuși mai mult să se împartă cu mâncarea, ceea ce înseamnă că pot fi folosiți. E important doar să se apropie la timp. Dar cea mai importantă caracteristică a lor este abilitatea de a vorbi. Astăzi se cunoaște că sunt capabile să pronunțe aproximativ de 10 ori mai puține cuvinte decât un papagal. Dar pot să imite vorbirea umană cu mult talent. Și pot să reproducă ideal alte sunete, în ciuda faptului că ciorile nu au dinți, buze sau coarde vocale, adică tot ce le permite oamenilor să vorbească. Însă au propriul lor organ vocal, sirinxul. Oamenii de știință se îndoiesc că ciorile înțeleg măcar o mică parte din ceea ce zic, dar avem de-a face cu cele mai inteligente păsări de pe planetă. Nu voi fi surprinsă dacă până acum doar acumulează experiență. Poate că ciorile doar învață treptat pentru ca odată să spună ceva foarte important omenirii. Rămâne de văzut. Fără glume, corvidele chiar au un potențial imens când vine vorba despre învățare, mai ales când pentru reușite li se promit alune. Așa, Josh Klein a aflat că e foarte probabil să înveți o cioară să schimbe bani pe gustări. Folosind o mașină specială, păsările fac o legătură directă dintre alune și monede. Înțeleg că banii trebuie plasați într-un orificiu special. Doar imaginați-vă ce viitor are acest studiu. Din câte am înțeles până când, Klein nu a studiat ciorile sălbatice, dar dacă va reuși, ele vor putea deveni membri demni ai societății sau să le folosim pentru a fura monede de la alți oameni. Glumesc. Dar aici am stat și m-am gândit. În toată istoria, aceste păsări, având o inteligență atât de ridicată, nu au fost cumva observate în vreo crimă? Se cunoaște că oamenii deștepți aleg căile criminale, dar cum rămâne cu păsările deștepte? În 2016, în Vancouver, o cioară a fost la locul crimei și a furat cuțitul criminalului. Adică, efectiv, i-a luat arma, cea mai importantă dovadă, și a zburat. Poliția a trebuit să o urmărească. Pasărea, înțelegând că este urmărită, a trebuit să scape de cuțit, dar de ce în general a avut nevoie de el? Acest episod cu furtul probei nu doar că a atras atenția oamenilor, ei au și identificat pasărea. S-a dovedit a fi un mascul de cioară americană pe nume Conac. O personalitate, să zicem, destul de faimoasă în Vancouver. A fost crescut de un localnic, prin urmare nu era teamă de oameni. Dar lui nu doar că nu este teamă, uneori se și comportă ca un om.
încearcă să bea cafeaua cuiva și ia metroul. Da, odată a intrat în metrou, s-a așezat pe scaun, a mers un pic, apoi a ieșit la următoarea stație. Chiar, de ce să zbori când ești destul de deștept pentru a folosi transportul public? De asemenea, când ești inteligent, înțelegi cât de importantă e curățenia. Nu e necesar să folosim pentru asta furnicile. Ciorile de semănătură care trăiesc într-un parc din Franța s-au învățat să strângă mucuri de țigară și să le arunce la gunoi. Desigur că nu a fost posibil fără întăriri, le ofereau mâncare. Dar însăși faptul că din păsări au făcut un fel de curățători nu e doar pentru a face parcul mai curat, ci pentru ca oamenii să se simtă jenați că fac mizerie. Corvidele cam înțeleg cum funcționează coșul de gunoi. Acest video a fost filmat în Alaska. Ciara încearcă să deschidă coșul de gunoi. Capacele grele sunt de obicei pentru ca gunoiul să nu fie împrăștiat de animale. Ea își pune greutatea pe mecanismul de fixare, bagă ciocul sub capac și este gata. Rămâne doar să dea la o parte ultimul obstacol și atât. Ce e asta? O cutie de pizza? Serios? Ai făcut totul pentru o cutie de pizza? Dar ciorile din Alaska fac nu doar asta. Ele îi deranjează pe vulturi, fură mâncarea din camionete. Odată o bandă de ciori a furat dintr-o mașină 12 ouă. Au deschis cutia și au luat unul câte unul ouăle în cuibul lor. Și aici m-am dat seama. În trecut, ciorile erau considerate servitori ai forțelor întunecate, prevestitori ai nenorocirii și toate astea. Păsările astea sumbre și-au câștigat reputația numai din cauza inteligenței lor. N-am găsit însă confirmarea acestei teorii. În schimb, am găsit altceva. Autorii cărții In the Company of Crows and Ravens, John Marsluf și Tony Angel, au descris o ipoteză interesantă. Interacțiunea strămoșilor noștri cu ciorile ne-au ajutat să evoluăm. Sună straniu, dar doar imaginați-vă. Strămoșii noștri îndepărtați, care nu aveau un nivel al inteligenței foarte înalt, trebuiau să-și protejeze prada de păsările foarte deștepte. În așa situație era important să întreprindă ceva. Formau grupuri, cooperau unul cu celălalt, creau legături sociale, au învățat să lupte cu prădători periculoși. Apoi au inventat YouTube-ul, Bitcoin-ul și au lansat un automobil în spațiu, datorită păsărilor. Dacă este măcar parțial adevărat, corvidele ne-au făcut să ne dezvoltăm, dar singuri au rămas în urmă la acest capitol. Poate anume din cauza asta le place să discute oamenii atât de activ. Ciorile nu doar formează grupuri, dar și se împart cu informația între ele, ceva de genul bârfelor păsărești. Mă îndoiesc că ne laudă cumva. Dacă veți supăra o pasăre, despre asta vor afla toți prietenii ei, apoi prietenii prietenilor ei. Pe scurt, ați înțeles cum funcționează. Dacă o pasăre va decide că sunteți un om rău și va dori să se răzbune, va chema ajutoare, multe ajutoare. Îmi pare rău că până acum oamenii de știință încă nu și-au dat seama să descifreze limba corvidelor, adică pot foarte, foarte aproximativ să-și dea seama că unele sunete sunt despre mâncare, unele despre bucurie, iar altele seamănă cu niște înjurături. Dar puțin probabil că în timpul apropiat vom putea afla ce anume gândesc despre noi păsările. Dar se știe că pentru comunicare acestea folosesc semnele. De exemplu, arată cu ciocul spre obiecte și atrag atenția altor păsări. Știu că nu sună deosebit pentru voi, dar din toate animalele din lume, asta pot face doar primatele. Acum simțiți cât de unicată a devenit abilitatea de a arăta pur și simplu la un obiect? Asta a fost totul pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce nou ați aflat. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!